Liviu și Iuliana au aproape o lună de relație și pe zi ce trece sunt din ce în ce mai bine. Știi ce dată e azi? Da, 14 martie. Nu, trebuie să fiu. Tu mai pleci, de ce ești așa? Măi, dar tu trebuie să zici. Nu, ce să zic? Că sunt serios, dar tu mă spargi. Dar tu nu știi ce dată e și câte zile au mai rămas. Dacă ai fi atentă și ascultătoare, ai învățat și tu ce niște tuburi. Mă, așa, bine, știi ce dată e azi? 14 februarie. Da, mai sunt 3 zile și aniversarea noastră de o lună, nu? Da. Facem o lună de când suntem împreună. Ma, ce frumos! Cum ești? Cum te simți? Nu mă gândeam că o să fie așa frumos, adică când a început relația noastră eram așa. Mamă, și cum o să fie? Ce o să fie? Dacă o să fie, dacă chiar suntem, că simțeam că suntem foarte compatibili. Da, și eu simțeam că suntem compatibili. Da, mă gândeam dar... așa. Mamă, dacă nu suntem compatibili. Mă, cum mă duc eu afară din misiunea asta, cum încer eliminarea. Și mi-am dat seama că chiar suntem compatibili, că avem... lucruri în comun foarte multe. Și caracterul. Semănăm foarte mult la caracter. Dar tu crezi că ești într-un film? Ha? Tu crezi că ești într-un film? Puiu. Nu, dar nu știu, am emoții, nu pot să fac nimic. De ce ai emoții? De ce ai emoții? Nu știu, așa ceva, Doamne, tu... Asta te întrebi, de ce ai avea emoții? Ai emoții când ești lângă mine? A, după o lună de relație ai emoții, că ești lângă mine. Nu ce am emoții fie? Că sunt lângă tine, câteodată așa... Cum ți s-a părut această lună de relație? Să știi că această lună lângă tine mi s-a părut foarte emoționantă. Probabil dacă nu erai tu în Casa Mireasa, eu nu mai eram aici. Am simțit o apropiere încă de la început între noi, chiar înainte să fim o cunoaștere, dacă mai ții minte, pe terasă în spate, la noi. Cred că era... Mi-aduc aminte foarte bine toate momentele cu tine. Da. N-am ratat-o. Adică când mă gândesc în spate, le văd pe toate cumva. Și am avut foarte multe momente împreună. Și consider că doar în sus a mers. Doar spre bine. Da. Așa consider și eu și semănă foarte mult. Nu știu, toată lumea a observat și chiar și noi. Pe lângă că semănăm fizic, semănăm și la caracter. Adică, da, la caracter mă referem. Când ești nervoasă, sunt eu bine. Da. Eu nu sunt nervos. Tu mă calmezi? Da. Dar ieri, în timpul filmărilor pentru emisiunea Familia Mireasa, Liviu făcea cea mai neașteptată declarație. Te iubesc. Nu, lasă-mă. Acum să nu zici te iubesc. Dacă eu te iubesc, uite, eu simt din suflet să spun că te iubesc. Eu nu pot să zic. Declarația lui Liviu însemna ceva pentru Iuliana. Lasă-mă că mă fac de râs. Păi... Voie să zici? Nu mi-a zis să nu zic. E despre relația noastră, cum a fost de o lună și Liviu mi-a zis te iubesc. Și am început să râd. Liviu ți-a zis te iubesc? Da, dintre toți acolo. Acolo ți-a zis te iubesc? Pe camera, oricum arată. Bravo, fata! Vino cu acea. Da, să zic. Păi și cum ți-a zis, fata, te iubesc? Așa din senin? Ce vrei să zici după o lună de zile, știi? Și o să vreau să zic că m-am tot gândit și n-am vrut să zic dacă nu simt sau ceva. S-a uitat la mine și a zis că te iubesc. Eu era să cad de pe scaun pe acolo. De ce? Râdeai sau ce făceai? Nu. M-am uitat la el, nu mă vine să cred ce vorbești pe atunci. Spune și tu, am zis că eu nu vreau să mă pronunț, că zic că... Mi se pare că e un cuvânt, nu știu. Un cuvânt prea mare. Da. Sincer, nici nu știu dacă pot să zic așa repede te iubesc. Și nu vreau să zic nici că cumva mi-e și rușine și nu vreau să zic, nu știu, așa. Mi-e drag, nu e vorba de rușine. Mi-e drag și asta, dar e... Te iubesc înseamnă foarte multe chestii, cealaltă nici nu pot să descrii iubirea aia. A fost o chestie spontană sau ai gândit-o? Nu, a fost o chestie spontană pentru că cu câteva zile înainte îi mai spuneam când ne luam la revedere, te iubirice sau...
cumva așa pe ocolite. Pe ocolite. Ca să te pregătească. Dar i-am mai spus weekendul trecut, chiar dacă simți cu adevărat din tot sufletul tău, pentru mine sunt niște cuvinte, eu mi-e foarte drag și țin mult la el și știe chestia asta și arăt în fiecare zi. Dar pentru mine te iubesc cu ăsta, sunt niște cuvinte foarte, foarte mari și când vreau să fac să îi spun asta, o să-i spun cu tot sufletul meu. Da, uite ce cred eu, Iuliana. Eu cred că totuși este foarte supraevaluat în cultura noastră românească te iubesc cu ăsta, pentru că noi venim dintr-o generație unde nu ni se spunea toată ziua te iubesc în sus, te iubesc în jos. Dom'le, când iubești, iubești pur și simplu. E un sentiment propriu care vine așa. Să o spuneți mai firesc. Adică nu și... e chiar așa comoara de pe cer. Sau... Poate da. Eu nu-l văd ca, nu știu, o legătură dintre noi. Adică pentru mine și pentru ea s-a creat o legătură foarte puternică, mă simt foarte bine lângă ea și asta m-a dus acolo, să am sentimentele așa. Și tu? Erai, erai să cazi de pe scaun. Eu nu mă așteptam să zic, că când mi-a zis, eram efectiv, era să leșim pe acolo. Deci, nu știam ce să zic, m-am blocat atunci. Mm-hmm. Dar tu îl mai ții pe jar un pic. Eu îl mai țin puțin așa, oricum el știe că mi-e foarte drag, și dar îl mai țin puțin așa. Asta că mi-e foarte drag, crede-mă că și mie mi-e foarte dragă Miții. Sună așa, mie, bine să-l motocești. Ai sentimente, nu ești îndrăgostită de el, da, e un pic tocmai mai... Tocmai aseară îmi explica că ea nu se poate exterioriza, are așa... blocaje. Da, câteodată nu pot să-i arăt. Sau mă bucur de multe chestii care le face și chiar îl apreciez foarte mult, dar parcă ceva am auzit și nu știu, nu pot să îi spun anumite chestii așa. Poți să-ți lucrezi treaba asta aici. Da, da. Ce ziceți, doamna Viorica? Ce ziceți, doamna Viorica? Am ascultat și eu. Vă așteptați? Să vin așa curând un te iubesc? Aveți o lună? Nu încă. Nu încă? Acum, duminică, cred că. Duminică. Nu știu ce e inima omului. Dacă eu sunt țit, da, o să spun repede. Mm-hmm. Marți, înțeleg. Luni. Duminică facem o lună. 17. Se socotește de când v-ați declarat un cuplu? Da, din 17. 17. Da. De 17? Păi atunci ne-ați spus întrebarea dumneavoastră și noi ne-am declarat atunci. Bine, atunci e duminică. Da. 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 Și sărbătoriți? Vă face surprize? Bineînțeles. Lucrez deja cos pentru ea o vestă. Bine. Am mult timp liber și m-am apucat de croșetat. Da, o să fie și frumos.